Au și au creveți la McDonald's. Mamă, că bună. Astăzi vom încerca mâncare de la McDonald's din Ungaria și din Austria. Astăzi suntem în Budapesta. Uitați-vă ce frumos este acest McDonald's. De fapt, suntem într-un oraș lângă Budapesta, pentru că am fost până la fabrica Mobil Fox. Suntem aici la meniu, fraților, și am găsit McChicken. Eu mănânc foarte des McChicken normal, dar avem Double McChicken. Am luat niște sweet potatoes din ăștia, mamă, nouă spicy chicken nuggets. Total 9000 de forints, proceed to payment. Deci, fraților, 9000 de forints sunt 25,55 euro, adică 125 de lei, ceva de genul acesta. Mi-a ajuns și nouă mâncarea, fraților, haideți să vedem cum arată totul. Avem în primul rând un dupla McChicken, adică un McChicken dublu, care asta văd că vine în cutie la noi, vine deja în foaie de asta de McPuișor. Și evident că fratele vostru are cu dublu maioneză și dublu brânză, arată absolut genial. După aceea mai avem acest McPuișor, cum ar veni, care este cu porc. McPorcușor. Acesta, chiar așa se cheamă, McPorcușor, după cum vedeți, văd că are ceapă caramelizată. O bucată de porc și niște sos chili, cred că este și picant. Așa, cartofii normal obișnuiți, avem un sos curry, un sos chili și un sos de honey mustard. Să trecem la ce are Ioana, ea prezintă-ne. Mi-am luat aici un sandwich din colecția Maestro. Este un sandwich care se numește Smoky Sally. Mamă, cum arată! Arată fancy, zici că l-am luat de la ceva restaurant scump. Ce bune! Văd că avem aici niște valeriană înăuntru, ceapă fresh, asta cred că e un fel de cașcaval, bacon și pui. Și pui la grătar, nu e pui crispy sau ceva, adică e un pic mai sănătos decât. Păi super healthy chiar ce ai acolo. Ne-am luat o porție de cartofi dulci și ne-am luat și desert. Dacă mă cunoaște, știți că Red Velvet-ul este aroma mea preferată de tort și aici am găsit o prăjiturică cu aromă de Red Velvet și am găsit un McFlurry cu aromă de dots. Și mi-am luat eu, fraților, o ciocolată caldă albă cu puțină frișcă deasupra. Așa, am luat desertul ăsta cu caramel, vi l-am arătat, nu cred că vi l-am arătat. Sunt tare curios de sosul ăsta de honey mustard. Miroase interesant. Hai să luăm un sweet potato din asta, pentru că n-am mâncat niciodată din asta prăjit. Ia să vedem. Nu e rău, sosul e bun. Sosul e bun, cartoful e, da, nu mi se pare necomestibil. Hai să încercăm și sosul de chili. Mamă, ăsta e chili de la, chili de la rău, băieți. Ia, hai să vedem, o să luăm cartof normal. Mai mult are gust de chili decât să fie picant. Mie nu mi se pare așa bun. Adică nu e picant deloc, e doar are gust de chili. Și mai avem sosul de curry, fraților. Știți că eu sunt mare fan al mâncării indiene. Mamă, that's like Indian shit, ești nebun, ia să vedem. Nu, mă, e chiar curry, nu e de la fake, gen, e bun rău de tot. Acum că am testat sosurile, vreau să gust și acest dublu McChicken. Mamă, ce bună. Sincer, fraților, brânza este tot ce lipsea McChickenului, dar așa cu două dosa de carne nu merge. Ok, fraților, pentru că Andrei a descoperit că acest McPorcușor are ceapă, o să-l testez eu, pentru că eu ador ceapa. Cum e? E bun sau? E porcușor sau e bunușor? E bun, dar trebuie să vă zic, efectiv se simte că e unguresc. Deci eu am acasă un amestec de condimente ungurești și are fix același gust. Deci se vede că e unguresc, nu știu, cred că e de la sos sau ceva. E un sos cumva roșu, portocaliu, nu știu. S-ar putea să fie unul dintre sosurile astea, dar eu nu le-am testat încă. Acum o să-mi testez și eu sandwich-ul Smoky Sally. Cum e? Bună? Bun sau sal? Sandwich-ul ăsta se numește Smoky Sally și chiar e foarte smoky. Are gust de ceva afumat, e super bun. Cred că puiul ăsta e cumva caramelizat sau baconul. Nu știu, dar chiar are gust de afumătură. E super, super bun. Și acum ai ajuns și lui Zbâr mâncarea. Hai să vedem ce ți-ai luat aici. Deci avem două porții de cartofi. Nu ne interesează. Avem aici salata lui Denny. Seamănă cu aia din România? Da, doar că aici roșiile sunt mai mari și mai multe. În România îmi dau o roșie. O roșie? Avem aici fish fingers. Bă, mie îmi plac foarte mult fish fingers, adică mănânc acasă super, de super multe ori. Da, dar n-au de aia cu brânză. Fish fingers? Nu, camembert bites. Ah, păi da, dar au fish fingers. Hai să vedem. Gustă-i cu sosul ăsta nou de mai luat. Clar. Mamă. Ce sos e aici? Da, asta e Wanda Wrap, ceva de genul. A, e așa, portocaliu. Are în el roșii deshidratate și... nu știu, să cred că e pui. Hai să luăm o gură. Ce gust dubios are cu roșiile astea deshidratate. Vreau să gust și eu, dar ai mâncat tu toată roșia deshidratată. E foarte, foarte lipicioasă lipia asta, efectiv, mi se lipide cerul gurii. Nu mai pot să vorbesc acum. Avem aici un countryman cu hash brown și pui. Ce hash brown? E cartof de la englezesc. Am băgat și jalapeno în plus, hai să vedem ce gust are. Ok.
Nu mă dă pe spate. Nu? Lasă-mă să văd ce am pierdut. Am mâncat aproape tot dublu mexicanul ăsta și, fraților, trebuie să vă spun că nu suport capacul ăsta. Deci aveam o problemă cu paiele de carton și acum când am văzut ăsta, mamă, și mi-am pus gura. Doamne, deci nu pot să beau efectiv din el. L-am scos și beau așa, deci nu. Are o textură foarte ciudată, e foarte aspră așa. Nu știu cum să vă explic. Dar acum haideți să trecem la desert. Avem chestia asta cu caramel, care e un fel de înghețată, dar un pic mai altfel. Asta deasupra e frișcă ea. Doar frișcă fără niciun Dumnezeu, ia să vedem. Dar ce e mai exact? Sunt ceva biscuiți cu caramel aici jos și cu frișcă, ia uite. Arată bine. E foarte bun ăsta. Ok, voi încerca acum acest cookie. Miroase a Red Velvet. Oh my god, cât de moale e. Ăsta e super bun. N-are gust de Red Velvet foarte mult, are mai mult gust de ciocolată albă, pentru că are niște ciocolată albă în el, dar e genial, chiar e foarte bun. Și acum să vedem și dotul, înghețata cu dot. My god, are exact același gust ca batonul, nu bine să cred. Are fix gustul ăla de baton dot, de baton de brânzică, brânzică de vaci. E super bun. Dacă vă place dot, sigur o să vă placă și ăsta. Nu vreau să mă pierd foarte mult timpul cu Mac-ul din Ungaria, pentru că l-ați văzut și la Dorian. Vreau să punem accentul pe McDonald's-ul din Viena. Suntem la McDonald's în Viena. Este destul de aglomerat pentru că suntem fix în centrul orașului. Și haideți să vedem ce au în meniu. Văd că au chestii vegane de la Beyond Meat, mi se pare foarte interesant. Doar că văd că încă scrie în germană. Ce înseamnă just nou ăsta, Ioana? Nou acum, hai să vedem ce înseamnă nou acum. Double beef deluxe, beef and cheese. Arată bine. Clubhouse chicken, clubhouse wrap. Ia, camembert donuts. Astea clar trebuie să le luăm, obligatoriu. Cu cocktail dip. Oh, arată foarte șmecher acest cocktail dip. Ia să vedem ce mai avem la chestiile noi. Chicken cheese box. Hai să luăm și un din ăsta. Cranberry dip, să vedem cum e, și mai trebuie să luăm unul. O să mai luăm, văd că au și sosurile din Ungaria. Hai să luăm un sweet and sour sauce. Și mai îmi cere unul. Ia și tu din ăla. Hot devil. Eu vreau să iau hot devil ăsta. Bine, iau hot devil. O să iau și un honey mustard. Luăm și un hot devil și încă un sos. Honey mustard, 4 sosuri, fraților. Alt order. Hai să mai vedem ce mai luăm. Ok, deja avem 17 euro. Deci probabil aici este foarte multă mâncare în chestia aia. Dacă am ales 4 sosuri. Și hai să mai luăm și o porție de cartofi și cred că ajunge. Criscați largi sau mediu? Mai să luăm o porție de largi. Au creveți la McDonald's. 5 euro, trebuie să încercăm. Foarte scump, dar trebuie să încercăm. Filmăm cu telefonul, fraților, pentru că nu avem voie să filmăm cu camera. Foarte ciudat, în Ungaria am avut voie să filmăm, nu ne-a zis nimeni nimic și acum ne-a zis că este împotriva legii să filmăm fără acordul lor. O prostie dacă mă întrebați pe mine. Haideți să vedem. Cartofii ăștia sunt tare curios de ei. Uitați-vă cum arată. Vedem ce e sosul ăsta. Caner Hong Sei Dip. Nu știu ce e. Cred că e fix Honey Mustard, sincer. Arată un pic diferit. E un pic altfel, dar e foarte bun. Avem dulcea creșor ca la noi acasă, sour ca la noi acasă. Și mai avem asta foarte interesant, cocktail dip, fraților, haideți să-l vedeți. Asta cred că este bun într-una. Asta este mai mult pentru creveți, pentru că am luat creveți. Ai luat creveți? Da. Ce top! Nu e ca orice sos cocktail. Și am luat un sos nou, fraților, sosul de cranberry. Uite cum arată ambalajul, e așa rustic, chiar arată. Uitați-vă la ambalaj. Cred că e dulceață. Păi e dulceață. Păi și nu-i ciudățel așa? Nu am mâncat mâncare cu dulceață niciodată? Ba da, da, nu la Mac. Mamă, ce bun e. Mamă. Asta cred că sunt gogoșile aia pe care le-am luat deja. Am luat și gogoșile de astea, nu știam că vine. Am dat 13 euro pe asta și am mai dat 5 euro pe astea. Haideți să vedem, astea sunt gogoșile de camembert. Wow. Ce tare! Mamă, numărul 1. Așa. Sunt numele la noi. Haideți să încercăm și un nugget cu sosul meu preferat, dulce acrișor. Ia să vedem. Exact la noi, 1 la 1. Creveței. Creveți, bă, chiar sunt foarte curios. Nu, e loc cu sos de ăsta. Ia zi, merită? McPron? Are și mai bun ceva brânză în el. E destul de bun, totuși e o cremă de la McDonald's, nu e de la un restaurant ăsta de pește, dar e ok, nu cred că mi-aș mai lua, sincer. Are textură foarte ciudată, zici că e pastă de crevete. Păi, poate chiar e. Aici avem sandwich-ul Ioanei, care este un hamburger normal, nu? E un cheeseburger normal. E un cheeseburger normal. Oare e la fel? Ia, ce are înăuntru? Deschide-l de tot. Avem o murătură. Una, mamă, asta e against the law. Și asta e exact la același ca la noi în țară. Poate la noi e mai bun decât asta. Și mai avem această prezințită cu vanilie. Ce bine arată! Crusta este foarte bună, dar n-am ajuns că la vanilie. Are gust de ciocolată crusta? E bună, dar nu e wow.
Asta e sandwichul lor simplu, asta e un fel de big tasty, dar nu are ăla așa de larg. Mă, dar abia pot să-l deschid, uite, pică din el. E mare rău ăsta, ia uite. Mamă, cum arată! Și fii atent, nu știu dacă ați observat, dar de până acolo să aici, poate vrei gluten free bun. Mie oricum până acum în Ungaria mi se pare mecul met superior față de în Austria. Și avem aici repul de Nisei. Ăsta e repul de Nisei, e cu pui, e fix cum era înainte. Aveau și opțiune de veggie, adică dacă ești vegetarian poți să mănânci tot aici. Și aveau și opțiune de vegetarian pentru burger, era fix aia cu Beyond Meat, de ți-am zis eu. Forță rău, mai ne pune să-mi consideri cum e. Băi, fraților, nu știu ce să vă spun, cred că mi-a plăcut mai mult în Ungaria decât în Austria. Da, și e clar în Ungaria. McDonald's în Austria parcă e mai apropiat de al nostru, sincer să fiu, decât de cel din Ungaria. Cum arată restaurantul? Bă, în Ungaria zici că pe bune și că e restaurant de lux. Nu prea v-am arătat foarte mult așa, dar se vede că e făcut mult mai frumos. Mâncarea e mult mai bună. Aici am mâncat așa, mă simțeam exact ca în România. Cred că pun pariu că o să aducă gogoșerele alea de camembert și la noi în două luni. Adică nu e ca și cum o să fie mare diferență. Aveau multe chestii în meniu, dar nu aveau chestii foarte wow. Alea vegane mai mult, dar acum eu nu sunt mare fan. Deci din punctul meu de vedere, un mare câștigător este Ungaria, mai ales că puteam să și filmăm în ea. Salut, sunt Zbăr și îmi place foarte mult McDonald's-ul, dar astăzi, efectiv, pot să vă spun că am mâncat, fără nicio întrebare, cel mai prost crevete din viața mea cu cel mai prost sos cocktail. Gen, efectiv, a fost oribil. Big Mac-ul ăla cu cheddar a fost ceva bun, am mai mâncat niciodată și chiar a fost interesant. Gen, niciodată, niciun de la alt restaurant, doar la Mac. Ăla a fost bun. În rest, cum aș zice și Gami, mi se pare că seamănă mai mult cu România, dar la preț de două ori mai scump. Adică, efectiv, am dat 50 de euro să mâncăm 4 persoane. Nu știu. Mai bine mâncat la restaurant? Am dat mai puțin la restaurant. Am dat fix câți bani am dat în Prater să mâncăm, gen în centru acolo, în parc, adică, știi, gen, nu prea e combinație, da? Ai. Nu uita să te abonezi la canal ca să nu ratezi următoarele noastre zile din Viena. Și nu uita că nu doar eu postez clipuri din această călătorie, ci și Ioana, Zbâr și Denisa, așa că intră pe playlistul Eurotrip ca să le vezi pe toate.